Rusia riscă suspendarea de la Euro 2016 și a fost amendată cu 150.000 de euro din cauza incidentelor provocate de suporterii săi în timpul meciului cu Anglia. Decizia a fost anunțată de către UEFA cu puțin timp în urmă. Rușii au fost penalizați pentru incidente provocate de fanii la meciul cu Anglia. Pedeapsa înseamnă că la următorul scandal al fanilor ruși, naționala va fi trimisă acasă. Pe deasupra, rușii au de achitat și o amendă de 150.000 de euro. Totodată, astăzi mai multe grupuri de fani ruși au fost expulzați din Franța. Decizia a fost dată doar pentru incidentele din interiorul stadionului, locul unde UEFA are jurisdicție. Federația Rusă a fost de asemenea acuzată de rasism și utilizarea torțelor în timpul meciului. Amintim că meciul dintre Anglia și Rusia de la Euro 2016, care a avut loc sâmbătă 11 iunie, a fost precedată de violențe pe străzile din Marseille și urmată după fluierul final al partidei de violențe pe stadioane. La următorul incident de acest gen, rușii vor fi eliminați definitiv de la campionatul european.